Inspectoratul General pentru Migrație ar fi trebuit să aplice o procedură rapidă prevăzută de legislație în cazul persoanelor care reprezintă risc pentru securitate, dar nu a făcut acest lucru. La această concluzie a ajuns președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, după audierile din Parlament privind uciderea în plină stradă a cetățeanului turc în urmă cu 5 zile. Va fi inițiată o anchetă de serviciu la Inspectoratul General pentru Migrație și vor fi luați în vizor angajații care s-au ocupat de dosarul cetățeanului turc Izet Eren. Serviciul de Informații și Securitate a oferit informații că cetățeanul este în căutare internațională, da, și că trebuie să fie respins dreptul de azil pe teritoriul Republicii deci Moldova. Inspectorul General de Migrație, IGM-ul, trebuia să întreprindă procedura specială în raport cu ei. Deci asta, deci un punct, și acum urmează să se întreprindă anumite măsuri în vederea persoanelor care au perfectat actele acestor cetățeni, deci nu a fost aplicată procedura specială. Cetățeanul turcu ce săptămâna trecută a ajuns în Republica Moldova în mai 2022 prin segmentul transnistrean. Acesta a venit odată cu valul de refugiați. Lilian Carp a spus că potrivit normelor legale, bărbatul urma să fie reținut până la 180 de zile, dar din cauza faptului că atât judecătorii cât și avocații au tărăgânat procesul, acesta a fost reținut mai mult de 500 de zile. Potrivit lui Carp, în acea perioadă erau 11.000 de cereri de azil din partea refugiaților. Însă legea prevede că atunci când o persoană prezintă riscuri de securitate, procedura este una rapidă în raport cu această persoană. Ministrul de Interne Adrian Evreu s-a declarat după ședința cu ușile închise de la Parlament că au fost audiate peste 120 de persoane, inclusiv martori, iar cele două persoane reținute în cazul omorului colaborează cu oamenii legii. Cât despre principalul suspect, acesta este în continuare de negăsit. Este posibil ca acea persoană deja să fie plecată din Republica Moldova? Noi examinăm toate versiunile care sunt. Se duce un lucru operativ foarte intens, sunt implicați mii de polițiști. Miercuri 10 iulie, un atacator cu fața acoperită care se deplasa pe trotinetă electrică s-a apropiat de un cetățean turc care se afla la o terasă pe strada Kiev și a efectuat mai multe împușcături în direcția acestuia. În urma atacului, bărbatul a murit pe loc. Victima a fost anunțată anterior pe canalele Interpol de autoritățile de drept din Marea Britanie. Turcul era învinuit de comiterea unor infracțiuni de contrabandă și comercializarea heroinei, fiind membrul unei grupări criminale.